Uite că ne auzim direct din aeroport. Nu era ăsta planul, dar am avut două zile în care am zăcut. Am mâncat cu taiga niște gyoza, miez de noapte, și la 30 de minute după ce am mâncat acele găluște cu carne, am vomitat și apoi am zăcut 30 de ore, la modul că am dormit și mă trezeam doar ca să merg la baie și ca să beau apă. Nici de mâncat n-am putut să mănânc mare lucru. A stat Mira cu banana lângă mine și mi-a dat să mănânc. Mira era foarte îngrijorată, m-a și învelit și a avut grijă de mine. Dacă mă ridicam în picioare, simțeam că amețesc și că nu pot să stau în picioare și mă durea capul foarte, foarte tare. Îl simțeam așa greu. A fost o senzație foarte ciudată, dar după astea 30 de ore de somn, adică o noapte și o zi, apoi mi-am revenit și astăzi am fost cât de cât funcțională. Am putut să mănânc, am mâncat niște hummus dimineață, n-am mai avut senzație de greață, am băut și un fresh și acum iată-mă în aeroport. N-am mâncat nimic de seară pentru că mi-e frică, mi-am luat o sticlă de apă, să o am cu mine și sper să fie ok pe zbor, să n-am probleme, să nu mai vomit și eu zic că mă simt ok. Acum rămâne de văzut ce o să mai fie, sper să nu fac probleme pe zbor, sincer. Cred că asta e teama mea cea mai mare, dar momentan mă simt mai bine, cred că se și simte pe mine că sunt mai bine, pot să vorbesc. Că ieri, dacă mă întrebai ceva, abia dacă îți puteam răspunde și uitați că se și vede pe tenul meu, că am și aici o erupție foarte urâtă, probabil de la intoxicația asta alimentară, nu știu ce a fost, că n-am văzut un medic. Dacă nu-mi revin complet până ajungem în România, adică dacă și mâine o să mă simt nașpa sau dacă o să am probleme pe zborul ăsta, mâine prima oprire o să fie la medic. Și taiga a avut probleme, de aceea am crezut că de la acele găluște mi se trage, pentru că și el, imediat după ce a mâncat, a simțit așa o senzație de greață, dar el e mai bine decât mine. E mai funcțional decât mine și s-a pus pe picioare ceva mai repede decât mine. El ieri a putut să și iasă din camera de hotel, a fost să cumpere apă, eu n-am putut să mă ridic din pat. Și vine și mama lui Taiga cu noi pentru câteva zile în România, o să ne oprim și la Sighișoara pentru a vizita. De aceea trebuie să mă pun pe picioare, trebuie să am grijă de mine. Astăzi n-am tras, n-am forțat, am stat așa cât mai chill. Am plecat de la hotel pe ultima sută de metri, tocmai pentru că am zis să nu ne agităm, să nu ne dăm peste cap, nici n-am mai fost să vizităm nimic. Dar mă oftic puțin pentru că ne cazasem în zona veche a Dubaiului. Știți că vă spuneam și data trecută când am ajuns în Dubai că aia a fost zona care mie mi-a plăcut cel mai mult și numai bine că tura asta n-am apucat să vizităm, n-am apucat nici măcar să ieșim la o scurtă plimbare și astăzi am zis că nu risc să stau prea mult prin soare și prin căldură, pentru că doar ce începusem să mă simt mai bine și am zis lasă că o să ne întoarcem în septembrie-octombrie după ce naște Mia și atunci o să mai avem timp să vizităm, o să fie și mai puțin cald, probabil, sper, dar nu. În septembrie nu cred că e mai puțin cald. Cred că din ianuarie începe să se răcească, nu? Uite, nu știu exact care e vremea și cum e vremea în septembrie, dar o să vedem noi. Și mai avem 30 de minute până la îmbarcare. Să-mi țineți pumnii, să fie bine, să nu vomit pe avion, să nu creez probleme. Și da, asta e bine că am acolo punguța în față. O să stau la geam pentru orice eventualitate, dacă o fi să vomit, să fie Mira la jumătate, sau dacă e fac schimb cu ea, dacă simt că mi-e rău, îi zic, mami, hai să schimbăm. Bună dimineața din camera de hotel, acum ne pregătim de check-out, suntem la Hilton, Inn Garden, Garden Inn, nici nu știu că ăștia de la Hilton au 1000 de hoteluri cu 1000 de denumiri. Ideea e că ăsta este cel mai apropiat hotel de aeroport, am făcut 5 minute pe jos până aici, în momentul în care am intrat în cameră,
Am ajuns așa pe minus 100 baterie, dar ce credeți? M-am pus cu capul pe pernă și n-am putut să adorm imediat. Mă simțeam obosită, mă simțeam slăbită și nu puteam să dorm. Taiga a dormit lângă mine, Mira dormea aici în pătuțul ei și eu mă tot foiam de pe o parte pe alta. Până la urmă am dormit și am dormit bine. Cred că se și simte că sunt o altă persoană. Mă simt mult mai energică față de cum eram ieri și nu mă mai simt atât de slăbită, nu știu, sunt înapoi eu. Gata, cred că mi-am revenit 100%, dar în continuare o să am grijă ce mănânc, cât mănânc, cum mănânc, nu mă risc, nu mai fac prostii. Cred că a și fost așa un răspuns al corpului. Mi-a spus, Ea, gata cu prostiile, că ai mâncat o grămadă de cozonac de Paște, apoi ai ajuns în Dubai și n-ai mai ținut cont, ai mâncat și curmale, ai mâncat și la ore dubioase, tu care mâncai cât de cât la niște ore exacte, ai ajuns în Dubai și te-ai pus în cap, n-ai mai avut nicio treabă, n-ai mai ținut cont de nimic. Nu știu, zic și eu că s-ar putea să fie și ăsta un motiv pentru care m-am simțit rău și pentru care m-am pus așa în cap cu masa mea la 12 noaptea, dar important e că n-am zăcut mult. Am avut alea 30 de ore, după aia m-am târât un pic și acum sunt fresh. 3 zile mai târziu sunt funcțională, sunt fresh, sunt bine. Am vorbit și acasă, i-am anunțat că am ajuns cu bine, că n-am avut peripeții, că și ai mei au stat așa un pic cu grijă pentru noi. Și acum ne punem în deplasare, mergem să ne întâlnim cu mama lui Taiga, ea are camera față în față cu camera noastră și pornim înspre Sighișoara, dar s-ar putea să ne oprim mai întâi până la Ploiești pentru a ridica permisul de ședere al lui Taiga. Vedem exact cât de mult ne lungim cu ridicarea mașinii, pentru că s-ar putea să nu mai prindem ora pentru ridicarea permisului și atunci o să trebuiască să lăsăm acest lucru pentru data viitoare când ajungem în zonă. Noi am vrea totuși să rezolvăm astăzi ca să fim ok, că permisul de ședere e gata, ne așteaptă acolo la imigrări și bine ar fi să mergem să-l luăm, să nu mai amânăm, dar vedem cât de aglomerat e Bucureștiul și cât ne mai lungim pe aici. Am ajuns la Sergiu în cartier, ne-am recuperat mașina și m-am oprit și la un aprozar pentru a cumpăra niște banane, să avem așa de o gustare. Ne-am oprit în Bușteni pentru a mânca. Și sunt 7 grade aici, imaginați-vă cum ne simțim noi, de la 30 și ceva de grade, direct la 7 grade. Am ales restaurantul Casa Ancuței, pentru că, din câte am citit eu pe net, ar fi cel mai bun restaurant din Bușteni. Are review-uri foarte bune și foarte multe și de aceea am zis hai să-i dăm o șansă. N-am fi rezistat să stăm nemâncați până în Sighișoara. Am și vrut ceva mâncare tradițională, că dacă e și mama lui Taiga aici, stați că nu o găsesc, aici e. Na, să mănânce ceva de-al nostru. Wow, și surprinzător, e foarte aglomerat. Asta e un semn bun. Luăm o masă aici pe stânga. Am comandat, Mira și-a luat și o ciorbică bună, călduță. Noi ne-am luat de toate cu de toate. Nu cred că o să putem să terminăm tot. Știți cum facem atunci când ne este foame. Nu e o combinație prea bună. Dar am zis că o să fie așa, un fel de prânz combinat cu cina, pentru că o să ajungem destul de târziu în noapte în Sighișoara și atunci să mâncăm un pic acum, dar pentru ambele tabere, ca să zic așa. Și dacă nu o fi să putem să terminăm tot, ne luăm la pachet și aia e. Oricum, de aici mai avem încă 2 ore și acum este 4:30, ca să vă faceți o idee. Mira a mâncat de dimineață la prânz, a mâncat jumătate de sandwich de pui, ea e ok. Noi nu prea am mâncat mare lucru, în afară de o banană amărâtă care a fost așa o gustare. Și acum așteptăm cu nerăbdare să vină tot ce am comandat, că miroase foarte bine. A venit ciorbița Mirei, are o ciorbiță cu pui și multe legume și noi mai avem puțin de așteptat. Nu mă așteptam să am așa ditai porția asta, e o porție pentru 2 persoane. Și Taiga are o tocăniță cu pui și a luat. Am crezut că ți-ai luat ceva de porc, sincer. Și mamei lui Taiga este foarte foame și a luat o porție de paste și pe lângă asta și-a luat și un cotlet de porc pe care o să-l împartă cu Taiga.
Și Mira mai are acolo piept de pui cu cartofi naturi. Și poftă bună la toată lumea. Poftă bună, poftă bună. Așa cum ne așteptam, n-am putut să terminăm tot, a mai rămas ceva și pentru la pachet, dar surprinzător doar din porția mea și din porția Mirei am pus la pachet atât, în rest s-a mâncat tot și acum ne-am luat o cafea. Taiga, bineînțeles că a trebuit să încerce varianta de papanaș și de aici, că mâncarea a fost tare, tare bună. Și ne întrebam care este varianta clasică de papanaș, cea cu afine sau cea cu vișine. Pentru că, nu știu, cel puțin la mine mama n-a făcut niciodată papanaș. Eu prima dată am mâncat papanaș cu Taiga, că el știa de ei și a zis, hai să mâncă papanaș. Și am zis, nu știu ce să ia papanaș, hai că vin cu tine. Și apoi am zis, azi niște gogoși cu smântână și dulceață, ăia-s papanașii. Dar eu am încercat foarte târziu papanaș. It's the soul food of Romania. Da, așa zice iubitul meu. Ce ai zis? Cum să plec fără eating papanaș? Fără eating papanaș? N-aveai cum să pleci fără eating papanaș, nu? Da. Da, Edith, ai porția de papanaș. Să te vedem. Poftă bună. Și mult noroc. Stai să vedeți ce a zis Taiga. Un restaurant care are papanaș bun e un restaurant bun. Și ce credeți? Câte stele îi dai acestui restaurant? Ia zi tu. 5. 5. Am urcat repede cu mașina pentru a lăsa bagajele și mergem să facem check-in-ul. Avem 20 de minute la dispoziție pentru a le face pe toate, că apoi trebuie să coborâm cu mașina. Nu avem voie să lăsăm mașina aici sus. Abia aștept să văd camera. Iubitul meu a ales cea mai scumpă cameră din Sighișoara pe care a găsit-o pe Booking și sunt curioasă să văd dacă e cam poze. Îmi aduc aminte că în urmă cu vreo 2 ani m-am pozat fix în fața acestui hotel. Da, fix aici am o poză, da, aici. Nu, am și în partea cealaltă, dar am și aici. Momentan nu este nimeni acolo la recepție. Recepția e în spate. Au un afiș pus pe care scrie că sunt jos la restaurant, dar noi nu mai avem timp la dispoziție, așa că Taiga a fugit cu mașina și noi am rămas la căldurică. Admirăm clădirea. Și văd că aici, jos la intrare, au ceva piese decorative de vânzare, antichități, pentru că așa fier de călcat, eu am văzut la bunica mea și bunica mea spunea că așa folosea mama ei și văd că e cu 55 de euro sau mai avem așa ca un clopot de animale la 15 euro și clopot ăsta am văzut acasă, nu știu exact ce întrebuințare are sau acest vas 75 de lei. Mira, ai iubita că e o surpriză în cameră pentru tine. Ești pregătită? Ia să vedem, iubita. Ia să vedem dacă înțelegi ce te așteaptă pe tine aici. Prințesa Mira, mergem după ea. Și asta este camera noastră. Uită-te la stânga. Ce-i la stânga? Ce-i asta? Ăsta este patul tău. Îți vine să crezi? Ia bagă capul puțin înăuntru să vezi că aici sus avem și lumini, ia uite. E superbă camera. Deci patul ăsta îl vreau acasă. Pare a fi un dulap vechi, cumva transformat într-un pat, nu știu exact, dar e genial. Iar acum, hai să dăm o tură și să vedem toată camera, că eu n-am văzut mare lucru. Patul ăsta mi-a sărit în ochi când am venit să las bagajele, am zis ok, Mira o să fie surprinsă, o să ne certăm pe patul ăsta. Glumesc, că e patul ei. Și hai să ne uităm, să ne băgăm nasul, să vă fac un tur complet. Aici avem o măsuță de make-up și e și locul unde am pus eu repede toate bagajele. Asta o să fie patul meu și al lui Taiga. E superb și e destul de mare. Stai să nu calc că sunt încălțată, trebuie să ne schimbăm în papuci. Uite, mami, au lăsat aici și ciocolățele. Ia să vedem și ce avem. Un thank you card și aici dacă avem nevoie de ceva de la bar.
lista de băuturi. Micul dejun e mâine dimineață de la 8:30 la 10:30, okay. Și îl avem inclus, ca okay, să știe. Asta poate fi și o zonă așa de relaxare, un mini dulap aici. E un televizor ascuns. Vezi? Dacă stai și cauți, găsești. Dacă n-ai fi căutat, n-ai fi știut că aici ai un televizor ascuns. Și vreau să văd ce avem în șifonierul din spatele tău, că e foarte mare. Pare ditai spațiul de depozitare. Mira s-a dus direct în casă și a început să se joace. Să vedem, e Mira acasă sau nu e Mira acasă? Aici avem minibarul, papucii pe care îi căutam, feonul. A, nu e minibar, e doar un mini frigider. E foarte bine că noi am venit cu mâncarea la pachet. O punem aici, că am zis că de seară sigur nu o să mai ieșim să mâncăm la restaurant. Suntem încă destul de obosiți noi și după ce am zăcut și după zbor și toate cele. Și asta este camera mamei lui Taiga. După câte vedeți, este o suită, așa că avem două dormitoare într-o singură încăpere, e ca un mini apartament. Putem să tragem ușa de aici, se închide cu totul, că pare ca micul. A, nu, că-s două uși. Sunt așa, ca ușa de prințesă. Și baia e în colțul ăsta, nu? Și aici o altă zonă de relaxare, apă din partea casei, obiecte decorative. Da, iubita mea? Nu ne dăm jos papuci? Ba da, vezi că papuci sunt acolo în dulapul mare să-ți iei papuci. Și apoi ne descălțăm și noi imediat. Și aici avem baia. Avem o cadă. Baia e... mare. Cada e foarte mare, dar baia în sine e destul de înghesuită, tocmai pentru că au pus această cadă mare. Da. Dar uite că tot ziceam eu că în seara asta aș fi vrut să-i fac băiță Mirei. Eu nu mai îmi spăl părul până ajung la Cluj, așa stau. Mi-a zis Mira, mami, zici că ești lucky, cu părul ciufulit și foarte tare, așa. Mi-a mai zis și în avion, mami, tu ești monster hair, că o gâdileam cu părul pe la nas tot timpul. Așa, uite, aici avem și șampon, shower gel, 2 in 1. Super. Și ce cautul e mâine dimineața la 11? Nu avem foarte multe ore la dispoziție pentru a ne bucura de acest loc. Dar să știi că ai ales bine. Și au mai multe camere, dar cred că sunt luate toate. Că tu ai zis că asta era singura cameră rămasă pe Booking. Dar mai au o cameră lângă și mai au încă un etaj. Da. Mai au o cameră față în față cu camera noastră. Și mai au... probabil încă două camere sus sau ceva. Dar poate că acele au capacitate mai mică. E și asta o posibilitate, că nu ți-au apărut. Da, nu ți-au apărut pentru că noi am căutat pentru 3 adulți și un copil. Da, da. Și atunci cumva n-aveau cum să-ți apară camerele cu capacitate mai mică. Ok, Mira și-a lăsat aici ceaca, hai să o punem în dulap și să ne facem comozi, să ne descălțăm. Sunt foarte încântată. Ți-e foame? Vrei să mănânci o banană? Nu banană. Nu banană, dar ce vrei? Altceva. Altceva. Mai ieșim să ne plimbăm un pic? Nu. Da? Hai, ne îmbrăcăm un pic mai gros. Ne îmbrăcăm puțin mai gros pentru că este destul de rece. Și apoi... banană. Îți dau și banană să mănânci o banană. Dacă am întrebat, îți dau, îți dai seama. Și apoi mergem să ne plimbăm un pic. Că până la urmă, cât am zis, că e ceasul 7, nu? Da. Ne întoarcem. E 8 acolo. A, e 8 acum? De ce am zis că e 7? Nu e 7, e 8 jumate. E 8 jumate sunset. Deja? Sunset was 8:20. Eu tream cu impresia că e 7. M-am rămas setată pe 7, dar nu știu unde am văzut eu și am zis că e 7 și că mai avem o grămadă de timp. Cred că mi-am făcut eu niște calcule înainte de a ajunge la Sighișoara și probabil înainte de a ne opri la Bușteni și aproximasem că o să ajungem în Sighișoara undeva pe la 7 și ne-am lungit în Bușteni și uite așa, de aceea am rămas setată pe ora aia. Dar are sens. A, păi atunci e destul de târziu, putem să lăsăm plimbarea pe mâine. Nu e târziu, dar eu mă simt ca îndărâmată, sincer. Bine, mergem, ieșim, ne plimbăm un pic. Un pic, măcar 30 de minute. Da, așa facem. Thank you.
Am coborât pentru micul dejun, dar trebuie să găsim restaurantul. Cred că e undeva acolo jos. E superbă curtea asta. Asta este micul nostru dejun. Se pare că am venit ultimii. Eu vreau o cafea și poate o să-mi iau și ceva de mâncare. S-a luat și iubitul meu mic dejun și e fericit că are iaurt cremos. Am eliberat camera, am dus bagajele la mașină și acum ne plimbăm puțin prin cetate și am trecut pe lângă un grup și am auzit o expresie nouă, eu nu știam de ea, cum era, țecal cu dinții în gură. Da. Taiga iubește expresiile românești pentru că îi se par atât de creative și parcă n-au mai auzit nicăieri în lume așa expresii creative ca la noi. Aseară era gol-gol, dar acum e destul de aglomerat. Și sunt foarte multe excursii cu clasa, din câte am observat. Taiga tot spune că Sighișoara este un oraș de suflet pentru el. Dar în același timp, iubitule, nu știu dacă te-ai muta aici. Adică ai venit așa câteva săptămâni pe an în vacanță, nu? Casă de vacanță. Taiga vrea o casă de vacanță în Sighișoara. Gata, și-a făcut planul. Am găsit niște magneți pictați manual și sunt absolut superbi. Știți că Mira colecționează magneți de peste tot de unde mergem și acum stă și se gândește ce să aleagă, ce să aleagă. Am stat 10 minute să ne hotărâm ce magneți să ne luăm și să alegem. Parcă i-am fi luat pe toți acasă și soțul doamnei de la magazin este pictor și sculptor și aveau și foarte multe picturi realizate de dânsul, tot așa, puse la vânzare cu diferite peisaje de aici, din Sighișoara. Superb! O să coborâm, ne-am întors cam de unde am plecat, ba nu, suntem la turnul cojocarilor, că noi am plecat de la turnul cismarilor. Asta este turnul la care am ajuns și acum, iubitule, ia zi, dreapta sau stânga? Dreapta. Dreapta? Acolo, pe acolo ieșim, nu? Da, da. Coborâm din cetate. Hai! Taiga deja cunoaște foarte bine cetatea. Ne ținem după tine. Bineînțeles că n-aveam cum să venim în Sighișoara și să nu ne oprim la o șaorma bună. Am tot lăudat-o și mama lui Taiga a zis că trebuie să încerce și ea. Și ea și-a luat așa un pic din toate. Arată foarte bine farfuria. Și de data asta mi-am luat din nou lipie, la fel ca Mira. Și poftă bună! Itadakimasu! Au trecut 3 zile de când ne-am auzit ultima dată și au fost așa 3 zile pe repede înainte, că am despachetat, iar am împachetat. Mama lui Taiga a plecat între timp, a stat foarte puțin. Ideea e că a venit pentru că îi expira viza din Dubai și trebuia să iasă din țară, așa că a zis hai să dau o fugă până la voi, mai petrecem și timp împreună și acum iar plec. În 2 ore trebuie să fiu la aeroport.
Bagajul este gata, dar recunosc că l-am făcut pe repede înainte. E pentru prima dată când nici măcar nu apuc să probez toate hainele pe care le-am pus aici. Sper că le-am pus așa cât de cât gândit, că aseară am stat până târziu noapte ca să finalizez și cu bagajul, că îmi stătea așa pe creieri. Și asta e ținuta mea de călătorie, ținută de zbor lung. Nu prea e combinație, pentru că atunci când o să merg la baie trebuie să mă dezbrac cu totul, dar mă simt foarte, foarte bine în ea. În rest, ăla e singurul minus. Așa o să rămân și cu sneakers și aia e. Ne-a adus mama lui Taiga niște papuci tare simpatici, papuci mop. Și acum toți avem papuci. Eu am pisicuțe, la fel și Mira, și Taiga are cu tigru. Uite, a venit repede să ne arate și papucii lui. Domnul mop. Suntem o familie de mopiști acum. Da, ați încurat. Tuc, tuc, tuc. Mai am să-mi pregătesc repede ghiozdanul ăsta, iar iau ghiozdanul lui Taiga pentru că este mare și încăpător și sunt gata, eu zic că n-am uitat nimic, zic că suntem bine.